Solar Smash revine pe canal. Vreau să știu câți dintre voi mai țineți minte joculețul sau nu îl mai țineți minte, pentru că avem mai multe episoade cu el în care am distrus noi planeta Pământ. Dar s-au făcut update-uri și merită revizitat. Intrăm frumos pe Planet Smash. Ăsta l-aveți și voi pe telefon, tabletă, pe ce vreți, vă puteți juca. Știu că vă place și vouă să jucați ce joc și eu și avem planeta Pământ, ok? Ideea jocului este că ai foarte multe planete și pe care le poți debloca. Dar hai să începem cu planeta Pământ. Tu, de exemplu, locuiești în luminița aceasta. Uite, aici ești tu. Hai că vezi ceva. Bun, poți să dai și fast forward, se învârte planetuța. Fun fact, ai soarele pe fundal și înainte să ne jucăm noi cu planeta Pământ, nu mai știu exact, cred că ăsta e. Dar stai că vreau să rămână la ăla așa. Putem să distrugem soarele și ne-a dat și un achievement. Am creat o supernova. Și practic, dacă am distruge soarele, o să observați în stânga aici cum oamenii au ajuns la zero și planeta Pământ, boom, bada bing, bada boom, s-a terminat tot. Au făcut jocul foarte interesant. Adică, noi în trecut am deblocat o groază de chestii. Sunt easter egg-uri, practic, în jocul ăla. Acestea sunt secrete și le-am mai făcut, dar nu s-au salvat. Nu știu că am schimbat eu contul, habar n-am, nu știu care e ideea. Și îți apare la final ceva cu Planet Smash, cu XP, level up. Înainte nu era nu exista așa ceva. Doar distrugeai planeta, distrugeai și dădeai reset, atât. Adică aici doar apăsai reset și nu era niciun level, niciun nimic. Dar e mai frumos făcut și văd că ai și astea pe levele. Poate o să mai facem noi multe easter egg-uri, vedem. Între timp, hai să ne uităm ce este nou. Asta, dacă zic eu corect, este nouă. Acesta este un satelit care apără Pământul. Să zicem că trimitem niște rachete către Pământ. Satelitul acesta o să le distrugă, dacă observați. Problema e că, o să vă explic imediat, dar nu face față satelitul, din păcate. Dar o să testăm. Pe rotița aceasta eu am pus 100 de rachete, știi? Și în mod normal cred că ai vreo 10, ceva de genul. Și cred că le face față satelitul. Dar, cum ar fi să pun 100 de rachete, fii atent, și să pun foarte mult sateliți de aia. Este așa. Deci, în stânga mai sunt 4 miliarde de oameni în viață, deci încă n-au murit toți. Fii atent, am pus foarte mulți sateliți. Sunt curios dacă fac față la rachete. Ia. Dar hai să nu le dau os. Oh my god. Ok, o să trimit doar 10 rachete. Bă, cred că se vede cum atacă, nu? Stai, să mai dau o dată. Vezi, le distrug super rapid. Hai să dăm 20, să vedem dacă fac față, 21. Trebuie să atingă planeta Pământ și niciunul, ba da, au atins două. Da, deci dacă trimiți 100 și dacă dau click de două ori, sunt 200 de rachete. 1000 weapons, avem achievement. Deci planeta Pământ și fii atent că poți dai din mai multe direcții. Și poți dai și cu speed up. Bun. Deci ăsta cred că era nou, nu știu. Țin minte că înainte era doar scutul. Deci fii atent, poți să pui astfel de scuturi. Și în momentul în care vin rachetele, cred că scuturile blocau. Stai puțin să dăm reset, că nu înțelegi nimic. Adică s-a dus tot. Stai să vedem eu. Se întoarce și ce face? Ah, ok. Dar de ce nu mă lasă să mai selectez? Ah, trebuie să țin eu apăsat pe ăla. Ce se întâmplă, bă? Cât de mișto ar fi ca planeta Pământ chiar să aibă chestia asta. Hai să oprim astea așa și să trimitem rachete. Nu văd nicio rachetă. Ok, ăsta mă lasă. Atunci hai să trimitem mingea asta, nu știu. Da, deci mingea... What? Cum se dă pe lângă scut? Deci măcar nu e cu fast forward. Ok, arată prea amuzant animația aia. Bun, deci punem din nou scuturile. Punem 3 scuturi. Și trimitem... 10 rachete. Scuturile se întorc, o să se activeze. Dar se lovesc între ele. Și dacă trimit rachetele, o să... Dar observați și voi că nicio rachetă nu atinge planeta Pământ, ci că scuturile funcționează. Astea erau prima oară. După aia au adăugat niște arme care trag și ele să apere. Adică asta mi se pare destul de tare. Bun. Și hai să punem foarte multe arme, să vedem dacă reușim să apărăm planeta Pământ. Ok. Cu 10 de astea ați văzut că apărăm. Dacă trimit mingea asta. Opa. Bă, se mișcă prea repede mingea. What? Mingea de fotbal. Ok, mingea merge prea repede. Fii atent, trimitem extraterestria. Wow! Dacă vreodată vor extraterestri să ne contacteze și exact asta se întâmplă. Îi distrugem instant. Ce este chestia asta, e întrebarea. Opa! Avem un alt fel de satelit. Ce e satelitul ăsta? Asta e să-l trimitem aici. Vine așa ușor, vin două. Aha, găuresc și pleacă. Ok.
Era o armă care distruge planeta Pământ cu totul. Dar nu mai știu care este, hai să vedem. Aia era? Și bubuie? A, nu, dau aici detonate. Ia. Da, bă, aia era. Sau? Ia stai. A, bă, nu, că a distrus doar o parte din planeta Pământ. Interesant. Ce-o fi asta, e întrebarea. Stai că descoper și eu cu voi acum. Pare că vine de undeva din depărtare. Se rupe mai multe bucăți? A, s-a rupt în două bucăți, bam, bam, ok. Nu, 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 care era mă arma aia? Bun, asta e o armă nouă. Ia stai să dăm reset ca să vă arăt. Este o bilă care își extinde niște lasere și se învârte bila. Și atunci o să reușească să taie planeta Pământ, o feliază. Dar ce nu știți voi este că poți să trimiți mai multe și crede-mă că nu mai înțelegi nimic. Ești pregătit? Ce se întâmplă, bă? Dacă ar veni astea odată pe planeta Pământ și nu, nu mă înțelegi ce se întâmplă, deci se învârte alea în aer. Ok, hai să resetăm. Vreau să văd ce mai e nou. Ăsta e nou. Mă, ce? Shiba Inu Dog. Câinele care taie planeta Pământ. Ăsta îl știu, vine unul și dă cu pumnul în pământ. Entitatea se numește, ia uite-l. Boom. Credeți că ar apărea la știri dacă mâine distruge cineva jumătate din planetă? Eu chiar sunt curios dacă ar apărea la știri sau nu. Normal că ar apărea. Bun, după aia, asta nu o cunosc. Ia. Omul zici că e din Subnautica, zici că e Reaper-ul. Posibil să fi fost de mult în joc, dar nu cred. Omul cum sapă până în adâncul pământului. În mod normal ar trebui să te topești acolo, căci e foarte fierbinte. După aia avem viermele ăsta care intră și el la fel. Hopa, cum ce-o părțește. Dați-i voi like între timp să strângem și noi vreo 5.000 de like-uri. Ce ziceți, e prea mult? Prea mult e Rafael pentru mine. Stai că au venit. Mamă. Tu dai seama cât de mare trebuie să fie o insectă de aia ca să distrugă o bucată de mare din pământ? Adică e ireal, sincer. Văd că multe trebuie să joci ca să le deblochezi. Uite, level 15. Acum întrebarea românului este: de câte nave e nevoie să apere pământul și să distrugă câinele? Asta e întrebarea mea. Deci hai să trimitem niște apărători de ăștia. Și acum trimitem câinele. Ia. Dar de ce nu trag alea în el? What? Uite, în ăsta trag. S-au îndreptat către el. Mama, a distrus și alea. Hopa, am aflat ceva nou, asta nu știam. Că alea pot fi distruse. Ok, hai să facem un nou easter egg, ce ziceți? Care constă în distrugerea lunii. Mama, cum a bubuit-o? Mama, cum a rămas luna, lol. Hopa? Nu e niciun achievement? Adică am distrus luna? Really? Deci, populația nu ar fi afectată dacă distrugem? Ia stai. Ok, de reset. Nu cred, mă, nu cred. A, eu nici nu știam că pot să dau zoom out. Am uitat. Stai. Unde e luna? Gata. Am distrus lunișoara. Și nu ne-ar afecta în niciun fel? Bă, eu nu cred că n-ar muri nimeni pe pământ dacă am distruge luna. Sau? Ce se întâmplă noaptea dacă nu mai e lună? Pe cer. Mă gândeam că ne-ar afecta într-un fel sau altul. Hai să răcim planeta Pământ, ia. Mamă, uite cum înghețăm toate continentele. Lol, uite, ăștia dorm aici și deodată vine frigul peste ei, cum ar fi. Efectiv, tu noaptea când dormi, să înghețe tot orașul. Doamne, uite cum au murit toți oamenii, 5 miliarde. Să te înghețe la minus 300 de grade. Ia, uite aici. Ja. Vezi cum sparge stratul de ozon sau ce e ăla? Mamă, cum îngheață tot, ești nebun. Asta e tare, asta e tare. Hai să vedem că avem niște nave noi de la extraterestri. Ce asta e întrebarea? Hopa, cum au apărut de nicăieri? Doamne. Trag în ocean. Bun. Hai să trimitem și
Cred că asta era aia care distruge planeta dintr-o bucată. Da, asta e. Deci vine și pleacă. Bum! Bubuie tot. Deci efectiv tot bubuie. Ok, dăm reset și schimbăm planeta. De exemplu, punem, nu ăsta, punem Mercur. Mercur retrograd, da? Selectezi așa, vine ăsta, mai testăm o dată. Îi dă o bubuitură. Zici că e ca ăla din Star Wars. În Star Wars avea un aparat de genul și bubuia o planetă direct. Deci fii atent, mă, cred că distruge nucleul planetei. Cred că asta vrea să facă. Și după aia explodează tot. Doamne, cum e. Planet smashed. Avem o planetă specială pentru voi, se numește Water World și aici o să locuim noi în viitor. Practic este o planetă făcută doar și doar din apică. Știi ce e aia apică? E apă. Pur și simplu o planetă făcută din apă. Nu trăiește nimeni pe planeta asta. Zici că e... Mamă, știi ce planetă ar putea fi asta? Aia din Subnautica. Dar aia mai avea insule, ce-i drept. Și avea pământ în interior, asta e doar apă. Doamne, doar apă, tu îți dai seama? Deci aici se ciocnește luna. A, nu, planeta pământ. Ce mă? Vine planeta pământ peste planeta apă. Și se contopesc. Wow. Păi și am și o întrebare. What? Chiar s-a distrus? S-a făcut mai mică. Nu știam că poți să o distrugi. Ia stai. Deci e nevoie de... A, uite mă, e procentul ăla acolo. E nevoie de multe planete pământ ca să distrugi planeta apă. Bun, și întrebarea e... Dacă eu distrug gen de aici, așa, dacă îi dau... Dai. Dacă eu distrug soarele, ce se întâmplă cu planeta asta? Nu îngheață? Uite că scrie 0%. Wow, a explodat! Da, întrebarea e de ce ar exploda? Triple experience... De ce ar exploda planeta Pământ? Aia e întrebarea. Dacă n-are niciun nucleu. Ok, dacă vin mulți de ăștia și dau cu pumnul. Ia uite-i. Mamă, cum ar fi de mâine să apară ăștia așa pe planeta noastră? Și toți dau cu pumnul, ia uite-i. Bum, 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 bum. Ok. Câinele Shiba. Dar câinele ăsta nu prea are sens, sincer. Dar ok. Și dacă trimitem... meteoriți. Și la asta cu meteoriții, cred că putem să trimitem mulți. 10. Da, nu prea e satisfăcător. Ok. Mamă, gaura neagră e mișto. Ia uite cum apare. Dar nu apare. Doamne, trebuie să selectez de două ori, mă enervează. Mamă, uite găuri negre care înghit tot. Nu cred ce mișto arată. Vezi? Bine, una e îndeajuns, acum noi trolăm cu multe. Wow, electricitate cu apă, ce se poate întâmpla oare? Deci, se duce din apă, ce-i drept. Mamă, nu mai e nimic! Fii atent, acum, când era planeta mică, voiam să trimit planeta Pământ să văd dacă e mai mare. Bun, dacă ar veni extraterestri, întrebarea. Stai că nu mai vreau curent. Ce ar putea să facă extraterestrii? Și întrebarea este, credeți că ar putea laserul ăla care distruge orice planetă să distrugă planeta asta? One shot? Ia să vedem. Vine. Și dă o bucată. Boom. Am mai spawnat unul din greșeală. Bă, ce a distrus-o? Wow, chiar bubuie! Opa, level 3, mi-a deblocat planete noi. Mamă, cât de mișto! Deci asta e chiar tare. Hai să vedem, mai avem o planetă pentru voi. Se numește Block World și este lumea din Minecraft. What? Aici trebuie creeperii, deși e cam multă apă dacă mă întreb pe mine. Într-adevăr. Hai să trimitem multe de astea așa aia. În Minecraft World. Ia uite-l. Oamne, e disco party, nu cred așa ceva. Deci nimic nu pricepi. Bun, cred că nu am testat celelalte arme. Ci că zero oameni trăiesc aici. Cum mă, nu trăiește Steve? Măcar un om trebuia.
Fii atent, nucleul cum e. Mamă, s-a făcut din lavă. Ok, asta e tare. Ok, asta e tare. A, poți să dai și slow motion, am uitat. Ok. Bun. Ce e laserul ăsta? Aia vreau să știu. Mamă, se vede dirt, se vede cobblestone. Bă, sincer, îmi place jocul. Îmi place cum l-au făcut, l-au gândit super bine. Deci îmi place cum a evoluat. Monstrulețul acesta, ia să-l vedem. Zici că e Subnautica X Minecraft. Hopa! Mamă, câtă lavă e! Uite înăuntru ce se află. Dar înăuntru trebuie să fie bedrock-ul, sau? Păi și pot să bag o bilă de asta în gaura aia? A, lol, pentru asta e! Uite, de ce s-a distrus? Da, mă, pentru asta e bila. Să intre pe gaură și să distrugă din interior, what? Ok, asta n-am știut. Credeam că e așa la bolunzeală, dar nu. Păi și fii atent, putem să înghețăm planeta? Bă, da, asta nu e de înghețat, asta dă o bucată mega puternică. Ok. Ia uite-l. Wow, cum a înghețat apica, nu cred. Mă, e tare, e tare așa să descoperi jocul, adică de că mă fascinează pe mine. Ok, asta e tare. Hai să vedem ce planete mai avem. Avem soarele. Soarele e mișto. Soarele e o planetă de gaz, dacă zic corect. Mă corectați voi că nu mă pricep oricum. Adică e tot ca aia cu apa, dar e altfel de gaz, nu e... Bine, apa nu e gaz, dar mă rog, mă refer la lichid, e ceva așa... Nu e solid, la aia mă refer, ambele sunt la fel. Dacă trimit o minge de fotbal pe soare, în realitate, nu are cum să se apropie pentru că se topește instant, deci știi că este extrem de fierbinte soarele. Mamă, TNT, ăsta ar fi tare. Ok, întrebare. Întrebare întrebătoare, dacă trimit chestia asta care distruge orice planetă, distruge soarele? Adică, nici nu știu, poți să distrugi soarele tot cu căldură? Nu e deja foarte cald soarele? Pare că nu prea are sens, ia. Da, bă, l-a distrus, nu cred. Doamne. Deși că un tip 3 de civilizație sau tip 4, nu mai știu care e, adică, zic, cât poate avansa tehnologia și civilizația ar fi, una e să captăm energia de la soare cu panouri solare, știi, ai un panou solar, vine curentul de la soare pe panoul solar, mă rog, căldura și se transformă în curent electric. E, cică, o civilizație mega avansată și dacă ar exista extraterestri să facă asta, ar încapsula soarele. Gen, soarele e pumnul meu și vii cu ceva din exterior și pui ceva pe soare sau aproape de soare și îl bagi pe tot într-o capsulă și atunci ai capturat tot din interior. Tu îți dai seama? Adică ar fi insane, dar nu știu cum te apropii fără să te topească soarele. Nu știu cum ar funcționa. Probabil remote, printr-o telecomandă. Nu știu, e nebunie. Râma asta, poate să treacă prin soare fără să se topească? Aia e întrebarea mea. Bă, da, am trimis-o de la prea mare distanță. Mai vine, mă? Vine. Ia. S-a topit? Man, cum nu se topește? N-ai cum să intri în soare. Orice ai fi. Ok. Acum e testul final. Înghețăm soarele. Merge să-i faci un radius mai mare. Tu îți dai seama că răcești soarele? Deși trebuie să dai mega mult ca să faci ceva. Dar fii atent că îngheață soarele. Nu vine să cred. Cum ar fi să te trezești mâine? Bă, nu mai avem soare, că a înghețat. What? Cum ar îngheța soarele? Bună întrebare. Hai să vedem ce am mai ratat noi pe aici. Văd că mai e un monstru, deci trebuie să te joci foarte mult. Dar, uite mă, poți să cumperi healing pack. This bundle contains healing weapons that can bring back life to your planets. Ia să vedem, purchasable regen pack name, ok. Și ce s-a întâmplat? Mi l-a deblocat. Ok. Deci, acum trebuie să testăm, cică, o să regenerăm planete. Asta sună mișto dacă mă întreb pe mine. Deci ne ducem la planeta Pământ. Hai să o bubuim prima oară. O să-i dăm exact cu chestia aia. Fix pe mijloc. Bum. Îi dăm câteva așa. Și vreau și să văd cum regenerezi planeta. Hopa! Ia!
What? Ce aia? What? Băi, ești nebun? Dar stai că mai erau. Uite acesta, fii atent. Dar de ce nu mai merge? Gata, 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 merge. Fii atent câte rachete am trimis. Ăla din dreapta l-am pus să distrugă. Doamne! Tu realizezi că noi am reparat tot? Ok. Atunci trebuie să facem altfel, fii atent. A, uite mă, cu ăsta repari. Gata, 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 m-am prins, m-am prins. Deci veni și bubuim aici așa. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Deci planeta Pământ pur și simplu a murit toată lumea. Deci nu mai există nimeni. Și vii cu ăsta. Uite-l aici. Ia vezi-l. What? Refaci de la zero. Deci nu cred așa ceva. Man, cum e posibil? Și dacă îi dau pe speed up, fii atent că reface întreaga planetă. Deși nu se vede acum că nu e soarele. Bă, cred că... Oh my god. Bă, cât de mișto e. Zici că e un dovleac de Crăciun. Era să zic de revie. What? Revie lume? Nu cred. Bă, cum revie mă lumea? Bă, care e mă robotul ăla de tot vindecă planeta? Că vreau să trimit mai mulți. Ia fii atent că trimit vreo 100 de ăștia. Cum ar fi să vină extraterestri și să ne ajute? Și să ne trimită numai chestii de genul. Deci bine de aici știu câte... Câți sateliți de ăștia sunt și repară planeta. Eu nu cred așa ceva. Uite aici trebuie. Poate îl distruge. Bun, pe aici ăștia dacă toți sapă și eu distrug așa. Ia mai repară ei. Faza cu ăștia e că trebuie să aștept să treacă pe acolo. Deci nu prea se duc ei direct unde e distrus. Deci nu prea merge. Man, asta e tare. Asta chiar mi se pare tarietă. Gata. Și cred că trebuie să duc și pe partea elaltă, da. Da, mă, deci ăla stupă exteriorul. Doamne, revie oamenii. Eu așa ceva nu cred, pur și simplu. Mai deblocați niște planete, dar nu mai știu ce am deblocat. Donut World. Ce ziceți, fraților? Păi și dacă trimit o gogoașă de asta fix... Gata. Pleacă gogoașa cu totul. Da, mă, da. Și acum pot să vindec gogoașa, aia. Doamne, zici că-s copil mic mă joc ăsta. Ce planete mai erau? Mai sunt multe planete. Putem să mai facem... Saturn. Mamă, cât de mișto arată Saturn. Nu cred. Cum era să aibă și planeta Pământ un inel de ăsta? Nu știu, arată prea mișto inelul. What? Cât de tare arată. Ia vezi cum vin oamenii și distrug tot. Distrugeți, fraților, împușcați. N-au distrus nimic. Atunci trimitem alienii. Extraterestrii. Da, mă, e full de gaz planeta și nu cred că ai ce să-i faci. Sau trimite o minge de fotbal. Da, nu, Saturn, n-ai ce să-i faci. Hai să ne ducem pe Marte, care vrea Elon Musk să facă planeta Pământ. Să trăim și pe Marte. Doamne, mingea de fotbal distruge orice. A, cu asta injectăm aici, fii atent, și apoi le bubuim. Mamă! Și după aia reparăm, dar nu știu, nu mă lasă să trimit. A, n-am selectat eu, lol. Ia. Zici că, efectiv zici că am injectat planeta. What, așa e? Wow, stai așa. Wait a second. Deci trebuia să trimit doar o de-aia și repara tot? Ia stai. Deci am distrus aproape jumătate din planetă. Și care era injecția aia? Asta? Ia. Hopa. Hopa. What, o injecție de aia repară tot? Ok, asta e chiar mișto. Doamne, cât... Tu-ți dai seama o rachetă de asta cât pământ adaugă înapoi? Adică,
Real vorbind, e insane ce se întâmplă. Și învie și oamenii, se dă timp înapoi. Deci mi se pare extraordinar de tare. Opa, avem mai multe pe care le putem debloca. Water World. A, asta o să fie șmecherul de tot, că se facă la loc mare planeta. Deci fii atent. E pus pe 5. Cu ce pot să distrug foarte repede, întrebarea? Cred că cu multe rachete. Deci cred că dacă trimitem multe rachete și cu putere maximă. Ia vezi. 40. Vreau să-l facem 10% dacă nimerim. Practic arată la fel planeta, dar e foarte mică. Deci că sunt petarde de Crăciun. 16. Bun. Și vreau să văd ce se întâmplă dacă injectăm o de-asta așa. Ia. Opa. Nu merge. What? Ăsta cu healing-ul nu merge pe planeta de apă. Ce mă? Nici ăsta? Ba da, ăsta l-umflă la loc, fii atent. What? Deci zici că pur și simplu introduce ceva în planetă și crește-tă. Să îngrașe la loc o plantă. Doamne, doamne. Păi și astea funcționează oare? Sateliții aia? Ia, că trimitem mulți. Bă, vezi că merge, vezi că merge. Fii atent cum crește. 90, 100. Și ne ducem repede. Ia, facem mai mic și ea fac mai mare la lochetă. Crește. Bă, tare rău de tot, n-am ce să zic. Chiar mi-a fost dor de jocul ăsta. Sincer, m-am distrat, n-am ce să vă zic. Planeta din Minecraft, dar e rotundă, ok? Dacă v-a plăcut episodul și vreți să mai facem în continuare și partea a doua în care deblocăm mai multe planete, pentru că încă mai avem chestii pe aici, atunci apăsați roșul de like, vă mulțumesc pentru atenție acordată, ne vedem data viitoare, pooo!